vă treziți dimineața la aceeași oră, mergeți la același birou, mâncați la prânz împreună, plecați seara și seara vă uitați la același film împreună. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. Am ieșit cu o domnișoară și cineva îmi scrie ce problema e să nu te asculte acum că te faci de râs. Păi nu, că nu zic nimic de rău. Că nu am de ce să vă zic de rău, în primul rând, și în al doilea rând, mai mult decât atât, vă cer sfatul. Așa, păi dacă nu zici de rău, de ce zici? De bine. Păi cum? Aia. Deci, ideea este că am ieșit la un restaurant, dar care este faza? Că tipa, da? Așa. Eu colaborez cu ea pe diferite proiecte de publicitate, să le zicem, da? Așa. Faza tare este că eu nu o cunoșteam. Nu o văzusem în viața mea, am vorbit doar la telefon și prin mail-uri, da? Și la un moment dat, în discuțiile noastre, eu o ajut cu ceva, da? Da. Și ea îmi mulțumește frumos și eu zic la Oha, dai și tu o ciorbă, știi? Da la Oha. Și cu ocazia următorului mail, îmi zice, și vezi că am făcut o listă de câteva restaurante. Zic, opa. Zic, aoleu, cum adică? Zice, da, că tot trebuie să ne vedem să semnăm contractul. Zic, ha, bine, e business, oricum trebuie să ne vedem. La, ai înțeles? Și a făcut listă cu restaurantele, nu? Da, mi-a dat câteva opțiuni acolo. Zic, mă, unde crezi tu că eu oricum nu prea le am cu restaurantele? Zic, bă, e business, na, contractul, la. Și așa, ne vedem, ieșim. Ți-am zis, nici nu o cunoșteam, am intrasem la un moment dat pe Facebook. Aia, păi, ai intrat, cum să nu? Ca să văd, păi, normal, păi când s-o intru în restaurant, să o recunosc, exact, știi? Am și întârziat 10 minute ca nesimțitul pământului. Și, dar numai că pe Facebook n-avea foarte multe poze, sau, știi? Așa. M-am adus la ghici, dar avea o voce frumoasă la telefon, știi? Bă, și foarte ok, adică am avut ce să discutăm, toate bune și frumoase, dar acum eu nu știam, e de business sau nu e de business. Așa, și? Bă, ideea este că am rămas cu un mare semn de întrebare. A, încă nu ți-ai dat seama. Nu, știi de ce? De ce? Pentru că acel contract pe care trebuia să-l semnăm noi n-a apărut niciodată aseară. N-a apărut? Și atunci mai era de business sau nu era de business? Păi nu știu ce să zic. Și n-ai întrebat? N-am întrebat. Păi numai că n-a fost, n-auzi că a fost o întâlnire, nu i-aș zice formală. Amicală, așa. Da, exact, adică nu cu pusii, nu cu nimic. Păi da, nu știu ce să spun, nu am dat pusii. Da, nu știu. Da, mă gândesc că întâlnirile de astea de business nu au loc seara. Zic. Uite, vezi, dar eu sunt eu și... Eu zic așa. Băiat simplu de la țară n-am știut. Ce anume? Dar la un prânz trebuia, nu? La un prânz, hai la o după amiază, așa, la un ceiuț, dar seara nu. Dar să zicem că de fapt unde voiam eu să ajung. Așa. Ți se pare ok să ai ceva cu o persoană cu care lucrezi? Nu. A? Nu. Păi știi de ce te întreb? Ia zi. Pentru că eu am mai lucrat și în alte locuri. Așa. Erau foarte multe cupluri acolo, dacă căsătoriți. A, da? Sau împreună, da? Colegul meu, prietenul meu. Așa. Adrian. Da. Îi lucrează în același loc cu iubita. Da, și stau, nu știu, depinde de... De dimineața până seara, bot în bot. Păi da, mă, dar tu nu stai cu ea, că la voi vă întâlniți așa o ocazie. Gata, acum nu mai sau vorbesc. Sau tu vrei să-mi spui mie ceva acum, eu, că te-ai nu, nu e de nimeni, mine? Nu e nimeni din radio de aici. Că și eu sunt de părere că nu trebuie să ai o combinație cu oamenii cu care lucrezi. Deci, Ramona, dacă îți dorești ceva, să-ți nu dai demisia întâi și după aia mai discutăm. Tocmai aia spuneam că aveam impresia că vrei să mărturisești ceva. Stai liniștită. Asta, eu asta voiam să întreb. E bine sau nu e bine să și lucrezi cu jumătatea ta, fie că e în același loc, fie că aveți relații de colaborare profesională? Păi, mă, dacă colaborați și nu vă vedeți, nu, exact cum zici, nu stați toată ziua bot în bot, eu zic că e altceva. Acum depinde și de oameni. Da, dacă sunteți în același, vă treziți dimineața la aceeași oră, mergeți la același birou, mâncați la prânz împreună, plecați seara și seara vă uitați la același film împreună. Noi, razna? Ba, eu aș lua o razna puțin. Pentru că eu cunosc foarte multe cupluri care fac chestia asta. Înțelegi? Stând bot în bot toată ziua. N-aș putea, nu. Păi să ne zică... Eu personal n-aș putea. Să ne zică oamenii noștri, da? Aveți, lucrați cu iubitul, cu iubita și cum vă influențează asta? Simțiți nevoia la un moment dat de un time-out, libertate, așa? Da. Să mai scăpați și voi, să dormiți singuri într-o seară, măcar pe canapea și totuși să dormiți singuri, sau știi? Ați fost implicați în relații de genul ăsta? Ce n-a mers? Ce n-a fost în regulă? Sau sunteți? Ce e bine? Matinalul perfect nu există. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan.